Propaganda comunistă până astăzi a reușit să dirigeze atenția publicului către crimele naziste. Și nimeni nu vorbește, sau prea puțin vorbesc, de crimele comuniste. Memorialul durerii deschide o nouă serie a unor biografii emblematice ale detenției politice. În întâmplările mari și mici ale istoriei recente, în temniță, în suferință, la temelia României de azi au stat oameni providențiali. Toți specialiștii, toți meseriași, toți experți erau în pușcări și au căutat între cei care erau la canal, la muncă, oameni care să fie potriviți pentru această misiune. Caractere. Memorialul durerii. O istorie care nu se învață la școală. Un film de Lucia Hosu Longin. Sâmbătă de la ora 16 la TVR2.